Problema este că nu e totul perfect în țară sau că lucrurile sunt foarte triste în ceea ce privește soarta și viitorul României, la cum merg lucrurile în zona decizională în România. Ceea ce a declarat Victor Ponta astăzi este o ipocrizie. În primul rând că nu-i pasă lui Victor Ponta de cât de mult își trădează electoratul sau pe cei care l-au votat. Pentru că dacă îi păsa, spre exemplu, în ziua alegerilor din 9 decembrie 2012, când spune că l-au votat românii premier, este foarte posibil, pentru că USL l-a avut ca propunere pe Victor Ponta ca prim-ministru, deci românii știau care este rezultatul în condițiile în care USL câștigă. Problema este că acei români au votat USL-ul și Victor Ponta, să zicem, prim-ministru, USL-ul și Victor Ponta, să zicem, prim-ministru, în ideea, de exemplu, de a nu mai fi, în afară de Blaga, Boc și alții, la guvernare, au votat să nu mai fie nici UDMR-ul la guvernare. Iar Victor Ponta, în seara alegerilor, pe 9 decembrie, a invitat UDMR-ul și pe cele menhunul la guvernare. Că fără UDMR avea doar vreo 70%. Da, după care, la jumătate de an, înlocuiește pe Crin Antonescu și pe PNL cu cele menhunul și UDMR în guvern. Deci lucrurile nu stau așa cum le declară Victor Ponta, pentru că v-am dat cea mai clară dovadă. Și nu era momentul, n-aveau nevoie, aveau majoritate, cea mai clară aveau dovadă 90% că nu l-a interesat ceea ce vrea electoratul și ceea ce vreau românii. Tragedia României, în schimb, este alta. Este foarte adevărat, suntem într-o situație genantă ca țară în Europa, la domnul prim-ministru urmărit penal. Ce se întâmplă dacă Victor Ponta își dă demisia? Ce pune în loc actual la coaliție de guvernare sau ce vine în loc din partea așa zisei opoziții, care n-am văzut să facă opoziție pentru că au votat nou marele PNL alături de PSD și la salvarea de justiție a lui Blazlo Borbeliș, spre exemplu, și a lui Varujan Vosganian și a legii electorale privind alegerile locale, care este o lege antidemocratică și au împărțit efectiv România și primăriile din România între PNL și PSD. Deci USL-ul a continuat din punctul ăsta de vedere și toate partidele care compun atât arcul guvernamental cât și noul PNL, să fim serioși, au perindat în 25 de ani la guvernarea României rând pe rând și sunt în egală măsură responsabile pentru situația în care este România astăzi. Eu cred că aici este principala problemă a țării astăzi și cred că singura soluție care ar putea fi în regulă pentru viitorul României ar fi alegerile anticipate. Pentru că nu ai ce pune în loc. Acum vorbim de opoziție și